Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Săgetător. Haideți să facem o etalare pentru luna mai, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste și în relații. Vom face o etalare cu tarotul iubirii. Prima etalare va fi pentru doamne, iar a doua pentru domni. Haideți să vedem ce le așteaptă pe doamnele din Zodia Săgetător în luna mai, în dragoste și relații. Ce le așteaptă în dragoste și relații pe doamnele din Zodia Săgetător în luna mai? Haideți să vedem. Bun, voi vorbi prima oară despre doamnele care sunteți într-o relație stabilă. Pentru cele care sunteți într-o relație stabilă, se pare că aveți, multe dintre voi, aveți parte de o relație foarte frumoasă și ați avut parte de o relație foarte frumoasă. Un partener în care aveți deplină încredere și ați avut deplină încredere, un pic pot să spun cam visător, cam comod, un partener cam... Cumva dumneavoastră trebuie să îl urniți să facă ceva pentru că el este mult prea comod, ceva de genul acesta. Este o relație sortită, ca să spun așa, este sortitul dumneavoastră. Acesta este unul dintre cazurile fericite, ca să spun așa, pentru cele care aveți o relație stabilă. Pentru cele care aveți o relație stabilă și așteptați să faceți pasul următor, poate să vă mutați împreună sau să vă căsătoriți, în luna mai se anunță că veți primi practic cerere în căsătorie, multe vă veți muta împreună, văd aici zodia balanță, săgetător, vărsător, văd scorpion și zodia leu. Bun, și gemeni, mă scuzați. Văd aici că pentru foarte multe dintre voi se va ajunge într-un punct foarte frumos în luna mai. Însă unele dintre cazuri care ați avut o relație serioasă cu o persoană, aveți o relație serioasă cu o persoană în care ați avut deplină încredere și pur și simplu ați luptat foarte mult pentru această relație, ați găsit echilibru în această relație, văd că în luna mai se întâmplă ceva. Cumva partenerul noastră și arată o altă latură decât cea pe care v-a arătat-o până acum, o altă față. Dacă nu s-a întâmplat deja o infidelitate, clar se va întâmpla acest lucru. Parcă partenerul noastră în care aveți o încredere orbește, ca să spun așa, are o altă relație în paralel. Îi place să fie un om liber, ca să spun așa, dar dumneavoastră vă arată cu totul altceva. Adică ori aveți dumneavoastră prea multă încredere în el și nu credeți că ar fi în stare de așa ceva, însă cumva el are o relație în paralel și o să aflați de acest lucru, iar acest lucru din câte văd, da, clar, infidelitatea, acest lucru din câte văd o să vă destabilizeze și o să aveți foarte multe certuri, foarte multe discuții în această relație, o să fie o lună destul de grea. Bun. Pentru cele care sunteți căsătorite, pentru cele care sunteți căsătorite din zodia Săgetător, văd că foarte multe dintre voi aveți de-a face cu o rivală, ca să spun așa. Poate fi, în primul rând, amanta soțului dumneavoastră sau poate chiar și cine, pe lângă amantă, poate fi vorba și despre poate fi mama partenerului sau o femeie care îl influențează destul de tare. Se pare că relația voastră este destul de atârnă de un fir de ață, ca să spun așa. A fost o relație destul de frumoasă în trecut. Ați avut momente foarte și clipe foarte multe fericite împreună. Însă, din câte văd aici, partenerul cumva a întâlnit pe cineva care i-a sucit mințile, unu, și doi la mână este posibil ca această femeie, mai mult ca sigur, pentru că văd această carte, mai mult ca sigur să fie apelat la lucruri de genul acesta, să-l orbească. Pentru că văd că este ca și orbit. Parcă în ultima vreme nu vă mai dă atenția pe care vă dădea înainte, poate există multe certuri, poate în multe cazuri nu vă mai bagă în seamă deloc, poate pleacă de acasă destul de des, invocă diferite scuze,
nu vrea să vă dea explicații și așa mai departe. Parcă dumneavoastră simțiți că este vorba despre o altă femeie și veți și afla, dacă nu ați aflat deja, că este vorba despre o altă femeie. Însă problema nu este că e vorba de altă femeie, problema este că el are gânduri, fiind învrăjbit și orbit de această femeie, ce a făcut pe partea asta, parcă are gânduri în momentul de față să facă un pas serios către ea. Aceasta este problema, că relația voastră s-ar putea destrăma și s-ar putea ajunge la faptul că puteți să vă pierdeți partenerul datorită acestei femei. Bun. Pentru cele singure din zodia săgetător, pentru cele singure se pare că ați avut o relație în trecut, o relație foarte frumoasă. Poate multe dintre voi sunteți mămici singure. V-ați dori foarte mult o căsătorie cu cineva din trecut. Vorbesc pentru cele care încă vă mai gândiți la fostul, ca să spun așa. Acolo a existat o neînțelegere, clar. Pentru multe dintre voi, să știți că acesta vă este sortitul. Și cumva așa a trebuit să fie, ca persoana respectivă să fie cu altcineva și dumneavoastră parte cu altcineva și relațiile să nu funcționeze, iar dumneavoastră să vă reîntâlniți după mai mult timp și să reluați relația împreună. Pentru că văd că în această perioadă, clar vă veți, veți reveni împreună. Această persoană va reveni în viața noastră. Nici el nu a încetat să se gândească la dumneavoastră și nici dumneavoastră la el. Va fi ceva foarte frumos, o revenire foarte frumoasă, o reaprindere a pasiunii, o reîndrăgostire, o reapropiere, ceva foarte frumos, multă pasiune, văd o aventură pentru amândoi, o mutare împreună. Văd ceva care se va derula foarte rapid, parcă acest bărbat revine în viața dumneavoastră foarte, foarte hotărât, știind în sufletul lui că dumneavoastră sunteți aleasa, ca să spun așa, și dumneavoastră la rândul vostru o să fiți foarte, foarte hotărâte. Deci luna mai pentru voi se anunță foarte frumoasă. Pentru cele singure care nu aveți pe absolut nimeni în gând, în această lună se pare că vă veți îndrăgosti la prima vedere. Însă aveți foarte mare grijă, pentru că vă veți îndrăgosti de un bărbat care nu este potrivit pentru voi. Mai degrabă pot să spun că vor exista două persoane, doi bărbați. Poate că veți merge în paralel cu două relații, însă aveți foarte mare grijă, pentru că niciunul dintre acești bărbați nu este serios. Vă veți alege cu, pot să spun, tristețe și dezamăgire. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine înainte și să cunoașteți persoana foarte bine înainte ca să vă dați drumul la sentimente, ca să spun așa. Deși este ceva inevitabil să vă îndrăgostiți, totuși poate puteți să încercați să cunoașteți persoana puțin înainte să faceți lucrul ăsta. Pentru cele care sunteți singure, din câte văd aici, și iubiți un bărbat căsătorit, pentru voi, din câte văd, parcă tot ați sperat ca acest bărbat să-și lase soția pentru dumneavoastră și parcă tot v-a promis și v-a spus, însă văd că în această lună veți avea, multe dintre voi văd că veți avea dispute, multe dintre voi vă cunoașteți cu persoana respectivă și se va ajunge cumva la dispute între dumneavoastră și partenera lui stabilă. Parcă cumva veți ajunge la o ceartă foarte mare, veți da ochii cu această femeie și vă veți certa. Clar el s-a decis, clar el s-a decis că își dorește să fie cu dumneavoastră, însă pe undeva este foarte învrăjbit de această femeie, poate îi face și lucruri necurate, însă îl influențează foarte mult și parcă pe undeva s-ar putea să depindă financiar de ea. Cumva din toată povestea asta nu știu dacă dumneavoastră nu luați măsuri, dacă va ieși bine, pentru că văd că ea este triumfătoare momentan din toată situația asta. Haideți să vedem ce spune oracolul îndrăgostiților ca mesaj pentru voi, doamnele din zodia săgetător. Așa. Comunicarea sacră. Prețuiește cum se cuvine relația ta de cuplu și onorează-o ca pe un dar dumnezeiesc, pentru că ea este cu adevărat sacră. Aici se referă mai ales în special la cele care poate în trecut nu ați știut să prețuiți persoana respectivă și poate ați judecat persoana respectivă greșit sau poate v-ați pripit în a lua o decizie. Poate n-a existat comunicare suficientă, mai ales în primul caz pentru cele singure care vă așteptați și
simțiți că fostul dumneavoastră este sortit și el la rândul lui despre dumneavoastră, acesta este un exemplu în care momentul când va reveni în viața dumneavoastră în această perioadă, să știți să prețuiți relația asta cu adevărat și să existe o comunicare deschisă între voi cum înainte nu a fost. Bun, haideți să vedem și pentru domnii din zodia săgetător ce vă așteaptă în luna mai în dragoste. Ce așteaptă pe domnii din zodia săgetător în luna mai în dragoste și relații? Ce așteaptă în dragoste și în relații pe domnii din zodia săgetător în luna mai? Haideți să vedem. Ok, voi vorbi prima oară despre cei care sunteți, care ați fost căsătoriți sau poate încă sunteți căsătoriți, dar ați călcat greșit în relația aceasta pentru o pasiune trecătoare, ca să spun așa, o femeie care v-a influențat foarte mult, poate fi o femeie din zodia Leu sau din zodie, orice altă zodie de foc. Văd că va influența foarte tare, dar văd că ea la rândul ei este într-o altă relație, poate să fie căsătorită la rândul ei sau să aibă o relație în paralel. Însă văd că această femeie a urmărit un interes la dumneavoastră și cumva a reușit să vă distrugă relația sau cel puțin va reuși în luna mai, parcă v-a dat speranțe, v-ați îndepărtat de partenera noastră stabilă, sperând că această femeie vă iubește, v-a se îndrăgostit foarte tare de ea, ca să spun așa, de relație extraconjugală și ați făcut o mare greșeală, pentru că veți ajunge la concluzia că această femeie nu-și va dori cu dumneavoastră o relație stabilă, doar v-a amăgit pentru a obține de la dumneavoastră niște foloase. Veți pierde și căsnicia, și această femeie v-a făcut atâta rău, parcă, și vă va face rău și vă va părea foarte rău pentru partenera stabilă și va fi destul de dificil să o mai întoarceți înapoi. Bun, pentru cei care sunteți singuri din zodia săgetător, pentru voi în luna mai, din câte observ aici, parcă cei care în trecutul vostru n-a știut să apreciați o relație și ați fost foarte umblăreți, ca să spun așa, și aventurieri și n-ați știut să prețuiți relația respectivă, văd cumva că în prezent v-ați schimbat, parcă v-ați schimbat felul de a fi, felul de a gândi, caracterul. Pentru mulți dintre voi este posibil să revină o persoană din trecut sau dumneavoastră să o căutați pe care ați iubit-o foarte mult și încă o iubiți, pentru că v-ați dat seama de greșeala care ați făcut-o și să o luați, să o căutați să revină în viața dumneavoastră, să vă comportați cu ea cum trebuie, cum se cuvine și cum ar fi trebuit de la bun început, ca să spun așa. Ceva care va duce la căsătorie. Însă, pentru mulți dintre voi care v-ați schimbat în luna mai, cu siguranță veți cunoaște pe cineva, însă aveți foarte mare grijă pentru că, cum s-ar spune, vă veți găsi nașul. Va fi o femeie foarte, foarte puternică, o femeie care vă va ține piept, ca să spun așa, vă va zăpăci, vă va lua mințile, vă va face să vă îndrăgostiți de ea și nu va ceda așa de ușor. Deci cumva cam ce ați făcut dumneavoastră în trecut veți primi acum, dar nu în totalitate, ca să spun așa, pentru că această femeie nu pot să spun că vă va face să suferiți sau da, vă va face unele șicane, ca să spun așa, dar va fi o relație care din care va rezulta ceva bun. Bun, haideți să vedem ce spune oracolul îndrăgostiților și pentru voi domnii din zodia săgetător. Iubirea adevărată nu cunoaște limite. Chiar dacă acum suntem fizic separați, în realitate noi suntem mereu împreună, pentru că iubirea adevărată transcede spațiul și timpul. Suntem copleșiți de fericire și extaz, nimic nu ne desparte, nimic nu ne lipsește. Mesajul ăsta se referă mai ales la cei care v-ați despărțit și sau poate cei care sunteți la distanță unii de ceilalți, clar și pentru cei care mai visați încă la o fostă, se referă la faptul că iubirea și
Iubirea încă este acolo chiar dacă sunteți la distanță. Și faptul că a trecut mult timp de când nu ați mai văzut persoana respectivă, asta nu înseamnă că sentimentele dumneavoastră s-au schimbat. Sufletește încă v-ați simțit împreună, mental încă v-ați simțit împreună, poate mulți dintre voi aveți și telepatie și ați reușit să vă transmiteți gânduri și stări unul celuilalt. Bun. Aceasta a fost etalarea pentru Zodia Săgetător cu tarotul iubirii pentru dragoste pentru luna mai. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.